Salut, prieteni! Ce să zic acum despre mumie? Bă, să-mi fie rușine, mă. Până la urmă, eu cred că mumia îl iubește pe Leo. Băi, bun, am stat și m-am gândit că hârcă măr, dar eu cred că îl iubește. Începând cu data de 22-23, la începutul săptămânii sau la mijlocul săptămânii sau chiar la sfârșitul săptămânii. Depinde cum e cad de 22. Înțelegeți? Eu cred că doar atunci îl iubește. Da, e bine decât deloc. Înțelegeți? Decât deloc, mai bine așa. Vedeți-mă. Nu e bine așa? Dar ce ne facem în restul zilelor din lună? A? Atunci nu mai iubește? A, stai că atunci e ocupată cu animalele. Că tot ce strânge pe 22-23 trebuie să cumpere la animale. Să nu le lipsească nimic. Strictul necesar sau mai mult decât strictul necesar. Nu? Hai mă, că eu zic că îl iubește. Așa, în felul ei, îl iubește pe 22-23 maxim. După aceea, asta e, fiecare cu treaba lui. Ei au o relație modernă. Mă uit în spate să nu vină mumia să apară pe la mine. Ați văzut-o la mine în curte. Mă mir că n-a pomenit numele meu. Înseamnă că nu știe numele? Nu știe numele? E, nu știe. Ia să văd unde o iau pe aici. Întuneric. Nu prea are bine să mă iau pe la întuneric, că apare mumia și... V-am spus, mușcătură de la mumie e periculoasă. Turbesc pe loc. Hai, bambam, că merg la cumpărături. Băi, nu știu ce-i cu mine, dar credeți-mă că a fost ceva mai înainte, la întuneric. Era ca o mumie și poate chiar era mumia după mine. Nu știu de ce o iau pe la întuneric pe aici, uite-o. Bine că mai circulă mașina așa în caz de ceva. Stric după ajutor. Înțelegeți? Asta e drumul oaselor, ca să știți și voi. Drumul oaselor din 23 august. Dacă înțelegeți. Posta o zină, 23 august, faur. Și se circulă pe aici noaptea și sunt o grămadă de mumii, de stafii. Dar celelalte, cu celelalte eu nu am treabă, dar e una care mă dă pace. De la Pitești, de acolo, am înțeles. Aia care o știți și voi, da. Ce nume vreți să îi dau? Eu n-am mai zis urățenia pământului. Mumia e perfect, nu? Chiar e perfect. Dacă e bine că mai e lumina așa din gând în gând. Un stâlp. La un stâlp funcționează becul, la următorul nu. După aia iar merge încă unul. E bine. E bine decât de loc. Să fie lumina așa din 100-100 de metri. Păi nu? Obiectiv monitorizat prin supraveghere video. Deci aici dacă sunt în zona asta, sunt supraveghea video. Așa înțeleg, nu? A dispărut și praful ăla de zăpadă, nu mai e nimic. S-a dus. Dar cald afară nu e. Op, ce fac eu acum? Prezint vremea? Doamne ferește, cred că am luat o raznă. A? Credeți că am pățit-o de la mumie? Vreme deosebit de rece. La București. Tu l-ai, Doamne, nu mai zic.
uite, am mai găsit niște gheață pe aici. De închiria platformă betonieră. Pregătesc materialul pentru mâine dimineață. Mă prindeți numai noaptea pentru că ziua e scurtă, așa că ce să fac? Să fac filmare de la 1 ziua, 2 ziua. A? Are rost. Caz de ceva, strig după ajutor, am zis. Hai, bam, bam, că merg și la cumpărături. Preț de până acum la Coca-Cola de 2,5 12 lei 54 coro. Oricum să credeți, acum o săptămână, două, era 7,25 lei. Și aici era 8 lei și ceva. Acum 12 lei, bătaie de joc. Nu mai cumpărați cola și nici Pepsi. Nimic interesant la Cora. Mă duc la Kaufland, acolo știu că găsesc ceva care îmi place. Înțelegeți? Cât despre vizualizări, ați văzut că am avut dreptate? Adică am dreptate tot timpul. Când simt eu, la mine, dacă vă uitați, 1000, 2000, nu e o problemă, dar sunt persoane ca precum mumia care disperare mare. Că dacă nu era așa disperare mare la cât de ocupată e, își vedea de treaba ei, dar nu își vede de treaba ei, pentru că atârnă la niște bani al lui Leo, care Leo are nevoie de bani să-și plătească tot ce are nevoie, tot ceea ce are el nevoie, cu problemele lui de sănătate, cu toate alea. Mă gândesc că are și asigurare, dar na. Înțelegeți? Ah, bine că mi-am adus aminte că tot mă gândeam. Vă aduceți aminte când a spus ia mașină când erau la munte sau când veneau? Că Leo, cum să nu mai faci tu filmări și astea? Adică, cu alte cuvinte, fă filmări ca să faci bani că să-mi dai mie. Înțelegeți? Cum, Doamne ferește, să nu faci tu filmări? Să nu cumva să nu faci filmări. Păi, ce fac? Pe 22 ce fac? Nu trebuie să mergeți noi undeva? Pe 22, pe 23? Maxim. Atunci are ea concediu medical. Da, pe caz de boală. Concediu medical. Doar pe 22 și pe 23. Maxim 24, dar nu cred că prinde 24. Numai dacă nu intră niște firfirei mai repede pe YouTube. Înțelegeți? Să vă mai spun încă ceva. Ieri, când am văzut mumia că a venit la mine la curte, mi-a trimis patronul filmarea cu mumia,
Nu m-am dus să fac grătar. Ce să mai mă duc să fac grătar? V-am spus, dacă mă mușcă mumia, turbez, mă transform. Și eu mumie și nu vreau. Păi de ce să vreau? Mă bucur că v-ați amuzat, că vă uitați la mine ca la un serial. Pe bune. Și dacă nu vă veți mai uita, nicio supărare. Nicio supărare. Mai sunt subiecte, mai vin, mai pleacă. Fac și eu ce pot. Pe prafurile astea. Bulevardul Basarabiei. E friguț afară. Cred că e un minus 2, minus 3 grade. Dar, na, mă duc și eu până la Kaufland să văd ce mai găsesc de aleguri. A, vreau să-mi iau lapte, că nu mai am lapte. Mai lapte. Spunea patronul că mumia bea sânge, dar ați văzut? A luat o sticlă de lapte din frigider și pomul spunea că e apă. Înseamnă că s-a transformat laptele în apă. Nu? Când a pus mumia mâna pe... Dar ce, mumia bea apă? Eu nu știu ce bea mumia. Hă? Bea alcool? Să mă interesez să văd ce bea mumia. Sânge în orice caz, nu cred. Că nu-i vampir, nu? E mumie. E că nu are nevoie nici de apă, nici de altceva. A? Voi ce spuneți? Dați-mi mie comentarii, să-mi dați idei și să știu exact ce trebuie să fac cu mumia. Păi da. Trebuie să-mi spuneți exact ce aș putea să-i fac eu la mumie, să nu mai vină peste mine. Cum a aflat ea mumia, cum a aflat să vină la mine, la curte? Cum a aflat? S-a uitat după filmările mele? Bă? Bine, mumia știe să ajungă peste tot și dacă eram în America, dacă eram în America nu mai ajungea după mine. Că îi trebuie viză. Nu? Bună ideea asta. Înseamnă că dacă mă duc în Miami, scap de mumie. Nu? Deci la mumie îi trebuie viză ca să vină după mine în America. Altfel nu, n-are cum să meargă. Fără viză, mumia n-are cum să meargă. Dar credeți că mumia o să obțină vreodată vreo viză în viața ei? Numai dacă se întâmplă vreo minune să se dea drumul la viză peste eu știu cât timp. Eu aș vrea să se întâmple minunea asta, să ajungă toată lumea în America. Nu sunt invidios, nu sunt frustrat, nu sunt complexat pe chestia asta. Eu, na, am avut eu norocul ăsta, nu trebuie să mă invidiați. Fiecare care își dorește să ajungă acolo, eu m-aș bucura pentru fiecare în parte, de ce nu? Dar mumia oricum, și dacă se dau drumul la vize, cred că nu are nicio șansă. Nu are nicio șansă. Unde se ducă mumia? Are unde să ducă? A? Nu are unde să ducă mumia. E amărâtă, nu are bani acum în perioada asta. Ia banii pe care îi face, așa cu Leo, cumpără mâncare la animale și le duce la nu știu ce veterinar să le facă injecții, chestii, să nu cumva să turbeze ca ea. Înțelegeți? Hai, bambam, că merg la cumpărături. Magazinul meu preferat, Kaufland și Cora câteodată, dar Kaufland. La Kaufland au cele mai bune produse și la Elite, n-am mai fost de mult la Elite. E cam aglomerat în Elite. Au oferte, probabil. Ce aici au oferte la Kaufland? E muzică, opresc. Lăpticul, na, să mă fac și o mare. Dacă te faci mare, poți să ajungi oriunde. Nu? Sau sunt deja mare?
să fiu atent la terenul sat, că asta mai lipsa, să vină lumina să dea peste mine. Ar fi în stare, mamă, dacă ar fi la o trecere de pieton să traversez eu și ea să vină cu mașina, ar da peste mine, dar chiar dacă ar avea roșu. Înțelegeți? Doamne, ferește! Tu și tramvaiul, nu știu ce tramvai ăla. Oricum, o iau ușor spre casă. Nu se mai anunță nimic, zăpadă. Nu știu unde am mai spus, dacă am mai spus, dar cred că am mai spus, dar n-am pus la titlu. În Texas n-a mai fost de mult zăpadă, de acum e zăpadă în Texas. Vă vine să credeți? Polei, drumuri blocate. Nu mai spun că am vorbit cu Zuzel, a înghețat și apa la baie. Vă dați seama câte țevi se vor sparge, pentru că vor îngheța de la apă, se vor sparge, se vor crăpa, pentru că dacă n-au făcut aerisirea, o să face normal. Nu s-au gândit ei că o să vină iarna acolo în Texas. Să vedeți robineți, chestii, că ai de capul meu, deci e zăpăceală. Spunea că a înghețat apa în bazin, nu mai poți să dai drumul la chiuvetă. Vă dați seama. Au de lucru acum instalatorii texani, văcarii. Vedeți? Trebuie să te aștepți la orice, dar dacă n-a mai fost iarnă de ani de zile, de prin 2013, nu mai știu exact. Nu mai știu, n-am reținut. Deci zăpadă și polei și gheață în Texas, unde am fost și eu. Houston și în Dallas. Fac reclamă la contul meu de TikTok. Cristi Marin 2020. Vedeți? Cristi Marin 2020. Acesta este contul meu de TikTok. Și contul de Facebook. Imediat. Acesta. Cristi Marin. Și Instagram. Cristi Marin 2020. La fel ca TikTok. Sau dacă nu găsiți Cristi Marin 2020, Cristi Marin 077. Aici nu am TikTok, la Instagram. Deci am și Instagram. Hai, bam, bam.